Servus, Lia. Cine ești tu? Eu sunt Lia, asistent virtual muzeal bazat pe inteligență artificială. Servus, Lia. Cine finanțează muzeul? Consiliul Județean Brașov este autoritatea publică locală care asigură finanțare pentru muzeele Brașovului. Servus, Lia. Cine a finanțat proiectul? Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Servus, Lia. Cine a înființat orașul? Orașul a fost întemeiat de germani, cunoscut sub denumirea de Saș, în secolul XIII. Servus, Lia. De ce este căutat Brașovul de către turiști? Pentru că are un centru istoric relativ bine conservat, cu monumente impresionante, precum Biserica Neagră. Servus, Lia. Ce pot să vizitez? Vă recomand Biserica Neagră, Casa Sfatului, Sinagoga, Muzeele de Istorie, Arte și Etnografie, Prima Școală Românească, Centrul Istoric și Cartierul Șchei. Servus, Lia. Există legende despre Brașov? Se spune că sub tâmpa ar exista un lac imens, dar cine știe care o fi adevărul? Servus, Lia. Știi o anecdotă? Nu înțeleg această întrebare. Servus, Lia. Care este istoria imnului național? În primăvara anului 1848, Andrei Mureșanu compune poezia Resunet, pentru care alege și o melodie potrivită să însuflețească revoluția din acel moment. Servus, Lia. Care este modelul tău din familia Mureșenilor? Modelul istoric cel mai impresionant este poetul Andrei Mureșanu, autorul imnului național. Servus, Lia. Ce este foaie pentru minte, inimă și literatură? Foaie pentru minte, inimă și literatură a fost suplimentul literar al Gazetei Transilvaniei, în care a fost publicată poezia imnului național în 21 iunie 1848. Servus, Lia. Există legende despre mureșeni? Există o relatare despre Andrei Mureșanu în care autorul melodiei imnului național este însuși poetul Nu am dun pan. Servus, Lia. Se ține noaptea muzeelor? În cea mai apropiată sâmbătă de Ziua Internațională a Muzeelor are loc noaptea muzeelor. Servus, Lia. Ce pot face azi la Brașov? Puteți vizita Biserica Neagră, Sinagoga, Stradea Sforii, alte muzee sau urca pe muntele Tâmpa. Servus, Lia. Familia chiar a locuit în această casă? Familia Mureșanu s-a mutat în casa din Piața Sfatului în anul 1840, unde au trăit 3 generații consecutive, fiind un punct central al vieții sociale românești brașovene, sediu al redacției Gazetei Transilvaniei și al tipografiei Mureșanu. Servus, Lia. Ce reprezintă pictura din curte? Fațada istorică a fost realizată în anul 2013 în cadrul unui proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și a fost realizată de artiștii Diana Popescu, Dan Verosca, Cosmin Frunte și Alexandru Baciu. Ok, mă voi opri acum aici deocamdată. Cred că putem să aplaudăm pe ea.